Joi dimineață, polițiștii din cadrul secției rurale de poliție Blejoi au făcut două percheziții în comuna Târșorul Vechi la domiciliile a doi bănuiți cercetați pentru comiterea unei infracțiuni de tâlhărie calificată. Nu. Mai exact, potrivit cercetărilor, pe 9 mai cei doi bănuiți, după ce ar fi consumat băuturi alcoolice în casa unui bărbat de 31 de ani, în momentul în care au vrut să plece din locuință, ar fi luat cu aceștia un laptop și 70 de lei. Ca să fie sigur că pleacă cu prada, l-au amenințat pe amic cu un cuțit. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1500 de lei. Cei doi tâlhari au fost duși la poliție pentru a fi audiați.